Un proiectil exploziv provenit din al doilea război mondial a fost găsit în pădurea Adâncata. Pirotehniștii ajunși la fața locului au constatat că proiectilul exploziv este de calibru 85 de mm și că era în perfectă stare de funcționare, fiind echipat cu focos și încărcătură explozivă. Muniția a fost ridicată, transportată și depozitată provizoriu până la distrugerea ei într-un poligon autorizat.